Povestea teatrului pentru copii, la Biblioteca Județeană Panaiotis Distrații Brăila, a început în luna mărțișorului din anul 2014. Pretextul a fost Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret, zi care are menirea de a aduce un număr cât mai mare de copii, alături de muza Talia, de a familiariza copiii cu arta teatrală și importanța acesteia în dezvoltarea lor spirituală. Povestea noastră începe cu debutul proiectului Clubul de Teatru Mini Ambițioși, o modalitate de educație non-formală prin care biblioteca dorește să atragă în jurul ei cât mai mulți copii. Micii eroi ai poveștii teatrului din biblioteca noastră au fost la început 14: Alexandra, Daria, Elena, Carmen, Ioana, Natalia, Magda, Ștefan Lica, Andrei, Tudor, Robert, Mihai, Ștefan Papadopol, Gruia, iar magiștrilor, actorii Ioana Sărnescu și Dan Mecu. Micuții au prezentat fiecare câte o poezie sau un fragment dintr-o poveste prin care au demonstrat că au dicție, capacitate de memorare și expresivitate. Și pentru ca lucrurile să meargă fără cusur, actorii în devenire s-au întâlnit cu mult mai experimentați copii ai trupei de teatru de la Colegiul Ana Aslan, care au pus în scenă povestea Iedul cu trei capre. Au urmat apoi repetiții săptămânale sub forma unor ateliere, având ca scop dezvoltarea personală a copiilor și modelarea personalității prin intermediul jocurilor teatrale. Prima pagină a poveștii teatrului nostru a fost Alba ca zăpada, în care mici actori și-au însușit perfect trăsăturile rolurilor jucate, și-au purtat cu mândrie costumele și au vrut să ne arate ce au pregătit ei într-o manieră originală. Reprezentația a fost dedicată tuturor copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie. Povestea a continuat cu un moment și mai palpitant la petrecerea clubului de vacanță din luna august, unde membrii atelierului de teatru au jucat în fața unui public numeros piesa Pinocchio. Mici actori îmbrăcați în costume deosebit de frumoase au impresionat cu jocul lor artistic. Povestea a dobândit, prin influența celor 14 personalități mici și puternice, un șarm deosebit. Imaginea de scenă a fost foarte reușită datorită decorului inedit realizat de mânuțele copiilor care au activat în cadrul atelierelor de quilling și pictură. Spectacolul Pinocchio s-a repetat cu succes și în cadrul programului nocturn a bibliotecilor, unde, de această dată, la Carrefour Brăila, trupa a cules aplauze generoase. Într-un an de existență, componența trupei s-a mai schimbat, la fel și denumirea ei. Ambițioșii au devenit acum mici postnași, în cel mai bun sens al cuvântului, pentru că teatrul înseamnă joc și, de ce nu, posne. Ioana și Dan, aceiași dascăli inimoși și răbdători, lucrează împreună cu mici actori la un nou proiect care îl va avea ca personaj principal pe celebrul și simpaticul Păcală. Mai e nevoie să subliniem că și acesta va fi un succes? Printre cărți și jucării, trupa noastră de posnași vrea acum cu din adins să vă aducă bucurii, să alunge de pe gene plânsul trist și cam frășmaș.